Cum ți-a spart ghinionul, nu? Autogol? Gol, nu cu 91? Da, da, dar nu s-a putut singur. Până la urmă am vins noi, 2-1. În rezultat, atât de norocos, atât de meritat. Și sigur, dacă în fotba n-ai șansă, nu cred că poți să sper la lucruri bunețe. Important este că am schimbat sensul vaporului. Tot mergeam pe divizia B cu viteză greu de imaginat la începutul campionatului. Sper că de data asta, după 11 meciuri, după 11 înfrângeri, să avem un alt sens în divizia. Oricum, n-a fost un meci extraordinar. Pot spune că a jucat un meci grozav. Dar mai mult decât de ce am făcut până acum, nu ne-au dormit acest la Brașov. Putea să fie un egal și nu se supăra nimeni. Am învins cu 2-1 dintr-un gol de 90. Până la urmă, norocul ține cu cei puternici. Am avut un pic de șansă și am avut voință și credință până în ultimul minut. Vă garantez că dacă lucrurile merg așa, o să creștem la meci la meci. Mai sunt câțiva jucători care nu au putut fi astăzi aliniați și mă gândesc chiar la fundașul de la acest Stoicov de la începutul meciului. Dar și o să crească. Cred că și Zâng Ivanov, fundașul central, ușor, cum se pot așeza acolo. Asta e. Să dea Dumnezeu să ne mai vedem în divizia și la anul. Mai credeați în minutul 70-75 când o jucam la un... Nu prea jucam. Sincer, mă duceam acasă 1-1 și mă rugam să-l treș. Adică eu făceam 1-1 și îmi sunam în cap. Iar am reșit, iar am lăbătat, iar suntem vai de capul nostru. Dar chiar mă bucur că am existat. Și mă uitam la declicul al lui Valei Bordeanu, de la el pleacă cumva ultimul atac. Dar ultimul atac era ca o disperare, adică ori acum, ori niciodată. Și sigur că a ieșit. Și bravo, sigur că a ieșit și asta este de meritoriu pentru echipă și pentru noi ca spectatori. Sunt convins că dacă ținem așa, o să avem numai merge pe linie de cuțit, ceea ce aduce o să aducă cu siguranță oameni mulți la stadion. Asta este un lucru îmbucurător. Avem, pentru că toate meciurile de acasă sunt de calificare, sunt de 6 puncte. Este norocos. Suntem și norocoși, cum am așa meciuri. Jucătorii nou veniți, care doamne, ce înseamnă? Toți din astea și Vertelis mi-a plăcut, și Ivanov, și Portar, adică nu sunt... Gândiți-vă că la mine au plecat vreo 7 jucători, din care doar 2 au jucat la divizia B. Este o chestiune greu de, adică ușor de separat între dacă ai sau nu ai fotbal. Eu sper, sau eu cred că nu faci doar din voință, din herup. Adică nu poți face muzică bună numai cărând pian, dacă n-ai și unul care de mai e alăclatul. Și se pare că am avut mulți cărători de pian. Din fericire, să dea Dumnezeu ca Leo să aibă cum să spunem, și mintea și inteligența necesară să construiască ușor echipa asta, care sper să fie mai bine de la meci la meci. Ați văzut meciul împreună cu Zoltan? L-am văzut fix împărat. Nici nu e universitate din același lucru. V-a refuzat, am înțeles, să luați asta? Am luat asta pe bani? Nu, nici pe treaba mea nu s-a dat lucruri. Eu vreau să stea, atunci vreau să știi condiții omenești, să fie elegante. Pentru mine nu era important ca fiecare oaspete al nostru să simtă bine la Botoșa. Indiferent de nume și de referințe oaspete după meci, am făcut acum sau alte lucruri de asemenea. Deci nu... Eu respect, nu știu ce faci cu mine, dar nu știu că au fost în lojă. Dacă mă întrebați, nici nu știu câți au fost în lojă la Isacu, dar apar n-am până la un minut s-a mai întâmplat ultima oră în Botoșa sau în lume. Deci sunt primarul, dacă vreau să mergem. Primarul cu ei. Au fost așa? Nu știu, chiar nu știu. Văd, nu știu. Noi stăm la urmă. Lăsați-vă tot. Eu par la urmă, pentru că nu știu.